Decret privind instituirea stării de urgență Articolul 1. Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile. Articolul 2. Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor raportat la evoluția situației epidemiologice pe durata stării de urgență, este restrâns exercițiul următoarelor drepturi proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de articolul 4 alineatul 4. Libera circulație, dreptul la viață intimă familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la învățătură, libertatea întrunirilor, dreptul de proprietate privată, dreptul la grevă, libertatea economică. Articolul 3 în scopul prevăzut la articolul 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată prevăzute în anexa 1. Articolul 4. În scopul prevăzut la articolul 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute în anexa 2. Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute la punctele 1.7 din anexa 2 se dispun de Ministrul Afacerilor Interne sau de înlocuitorul legal al acestuia cu acordul prim-ministrului prin ordonanță militară. Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute la punctul 8 din anexa 2 se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne prin ordin al Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorul legal al acestuia. Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alineatelor 2 și 3, potrivit evaluărilor realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență cu acordul prim-ministrului pe baza următoarelor criterii. 1. Intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19. 2. Frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică. 3. Numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar. 4. Capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru populație. 5. Capacitatea autorităților publice de a menține și a asigura măsuri de ordine și siguranță publică. 6. Măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice a României. 7. Capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punerea în carantină. 8. Apariția altor situații de urgență. Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanțele militare sau prin ordinul prevăzut la alineatul 3 revine Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 5. Coordonarea integrală a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de protecție civilă la situația de urgență generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu celelalte instituții implicate, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului numărul 557 din 2016 privind managementul tipurilor de risc. Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență sunt aplicabile și se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1. Articolul 6. Conducătorii autorităților publice ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice, au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de Ministrul Afacerilor Interne. Articolul 7. Instituțiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne la solicitarea acestuia în îndeplinirea misiunilor conform legislației în vigoare. Articolul 8. Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României partea 1 și intră în vigoare la data publicării. Articolul 9. Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuției prevăzute de articolul 93 aliniatul 1 din Constituție. Decretul este semnat de către președintele României, Claus Werner Iohannis. În temeiul articolului 100 alinea 2 din Constituția României Republicată, decretul este contrasemnat și de prim-ministru Ludovic Orban.